să te întreb dacă te-a surprins pasul greșit al FCSB-ului aseară de la Sfântul Gheorghe. Da, tot play-off-ul, parcă Steaua, mi-e place să spun în continuare Steaua, n-a avut același parcurs din sezonul regulat, dar sincer nu mă așteptam. Așteptam să aibă o evoluție mai convingătoare, pentru că până la urmă se joacă cu titlul de masă. Exact. Ultimele etape. Probabil că toată lumea se aștepta la acest lucru. Și cum ai spus și tu mai devreme, titlul se joacă până în ultima etapă, dacă următoarea etapă CFR-ul se încurcă la Botoșani. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim la întregul sezon, ar câștiga pe merit un nou titlu, cei de la CFR Cluj au fost echipa mai bună sau cel puțin a avut o constanță în rezultate? Din punctul meu de vedere, Steaua e cea care a terminat pe primul loc în sezonul regulat, însă e nevoie și de o constanță, evident, în rezultate. Altfel, vedem ce s-a întâmplat acum. CFR-ul a profitat de ultime evoluții mai puțin favorabile. Cred că, nu știu, nu vreau să fiu acum, dar cred că Steaua ar fi meritat după parcursul sezonului. A, FCSB-ul, să nu se gândească lumea FCSB-ul. Că, deși, așa cum ai spus și mi-e tu, greu să pronunț, tu te asta identifici. Ideea. Exact, tu te identifici cu acest club prin prisma numelui de Steaua, acolo unde ai reprezentat, nu ați reprezentat echipa în Europa cu brio. Vreau să te întreb dacă iată că până la urmă acel mit se întrerupe. Echipa care termină sezonul pe primul loc, sezonul regulat, nu tot timpul reușește să și câștige titlul la final. Până acum așa era tradiția. Vreau să te întreb dacă a contat foarte mult în primul rând această situație de la FCSB, cu jucători absenți, cu jucători care au fost transferați și care erau foarte importanți, și aici îl dau exemplu pe Denis Mann, cu faptul că s-au încercat niște transferuri, dar au fost eșuate, pentru că nu s-au mai adus jucători, să spunem de Vukušić, da, un jucător adus în România, dar care, pentru că vorbim de la fost atacant la actual atacant, dar care nu s-a impus și n-a fost lăsat, nici măcar n-a fost lăsat să-și ajute noua echipă. Putem spune că toate aceste lucruri au dus la ceea ce se întâmplă acum. Pe de altă parte, și presiunea care, nu știu, pe care o observăm în ultimele etape, cred că își pune amprenta, presiunea rezultatelor, presiunea titlului. Cred că apasă destul de greu. Eu știu din propria experiență, ultimele etape întotdeauna au fost cu presiune. Contează foarte mult. CFR-ul are o experiență din punctul ăsta de vedere, a jucat și în Europa în ultimele sezoane și cred că au o experiență din punctul ăsta de vedere al presiunii. A lipsit un număr nou, un veritabil număr nou, pentru că în principiu Florin Tănase a suplinit acest rol, dar FCSB-ul nu a putut să se bazeze pe un număr nou. La un moment dat, nu știu, pe Sergiu Bușii, dar nu s-a pliat pe stilul echipei, a fost transferat în Asia. Iată, vorbeam de acest Vukušić, de asemenea. Hora, Ioan Hora, a dus la un moment dat, dar care n-a reușit să ofere ceea ce și-au dorit cei de acolo. A lipsit un număr nou la această echipă? E foarte important un număr nou într-o echipă și cred că lipsește. Chiar dacă Florin Tănase a marcat destul de goluri, gândiți-vă ce ar fi fost cu un alt atacant care să înscrie, poate nu la fel de multe goluri, dar să fie destul de important în atac. Cred că lipsește un veritabil număr nou. S-a greșit undeva în această strategie? Cine ar fi de vină pentru faptul că se ratează un nou titlu? Pentru că în ultimii ani acest club este obișnuit cu dezamăgirea, da? Da, într-adevăr. Ar fi, acum să găsim vinovați, ar fi ușor, de la Gigi până la jucători. Nu cred că e nevoie să găsim vinovați în acest episod. Practic, echipa s-a descurcat destul de bine până acum o etapă, două. Deci cred că parcursul a fost destul de ok. Acum ratarea titlului, dacă într-adevăr se va întâmpla, probabil că vor fi destui care vor găsi destui vinovați. Vinovați. Ar putea, nu știu, de exemplu, cum s-a întâmplat în alte meciuri, ar putea cei de la CFR Cluj să facă un pas greșit cu Botoșaniu? Crezi că echipa pregătită de Marius Croitoru are vreo șansă în a menține FCSB-ul în lupta la titlu pentru final de sezon? Da, eu cred. Cred că Botoșaniu poate învinge CFR-ul. CFR-ul nu a arătat o formă precum în ultimii ani. Asta e clar. Chiar dacă sunt pe primul loc acum.
Deci orice rezultat e posibil la Botoșan. Cred că Botoșan se poate. E un teren unde se câștigă cu greu. Da, într-adevăr, adică, așa este. Și au jucători de valoare, jucători care pot face diferența, da? De la Ungenda până, nu știu, nu trebuie să stăm să menționăm foarte multe nume, dar este o echipă care, iată, este pentru al doilea sezon consecutiv în play-off și o echipă care joacă un fotbal frumos dacă prinde o zi bună. Într-adevăr, Botoșan e o echipă bună a campionatului, e în play-off și cred că poate face un rezultat bun împotriva CFR-ului. Adică, cu siguranță va fi un meci foarte greu pentru CFR acolo. Crezi în același timp că și FCSB-ul va fi fără greșeală? Repet, n-a reușit, de exemplu, cu Șepși, da? În niciunul dintre meciuri să se impună. Urmează meciul cu Universitatea Craiova. Oltenii, să nu uităm, că Oltenii riscă să piardă acest loc de Conference League, da? Acest loc 3. Crezi că va reuși FCSB-ul, dacă îi se oferă această oportunitate, acest pas greșit, să câștige ambele meciuri pe final de sezon? E posibil, a câștigat cu 3-0 contra CFR-ului, are un atu moral din punctul ăsta de vedere, mă refer la ultima etapă, iar cu Craiova, acum, e clar, e un meci care pe care. FCSB-ul trebuie neapărat Steaua, FCSB-ul trebuie să se impună, dacă într-adevăr vrea să, chiar dacă Oltenii sau Craiova vin motivați. Într-adevăr, e un meci împotriva FCSB-ului, au și destule motive să lupte. Cei de la Universitatea Craiova probabil își vor alina acest sezon cu o posibilă cupă câștigată, pentru că, să nu uităm, ei sunt în același timp și în finala cupei cu Astra și, în principiu, dacă stăm să ne uităm pe situația celor două echipe sau peste ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, Astra, echipa la retrogradare, Universitatea Craiova, echipă care și-a luat adio de la titlu, dar care din punct de vedere al jocului are cu siguranță un plus față de cei de la asta. Într-adevăr, nu va fi un meci ușor pentru FCSB, dar cred că adunându-și rândurile, mai ales mai sunt două etape.